Salutare, colegi traderi începători! Cum vă merge? Totul ok? Sper că sunteți bine și pregătiți să mai învățăm împreună câte ceva pentru toată viața. După ce am aflat detalii importante despre volum și RSI, astăzi vom încerca să abordăm cât mai clar și detaliat, dar fără să ne întindem excesiv, sper, mediile mobile, adică moving averages. Mediile mobile sunt unii dintre cei mai intens folosiți indicatori care apar pe graficele traderilor din toată lumea și oferă informații super importante despre trend, fiind totodată și baza unei serii largi de alți indicatori mai avansați. Mediile mobile nu prezic direcția prețurilor, ci definesc direcția lor actuală, fiind considerate un indicator de întârziere, întrucât se bazează în întregime pe prețurile trecute. O să încerc să sintetizez într-un singur clip tot ce consider că este important de știut și de avut în vedere, dar sunt cât se poate de sigur că va fi un clip mai lung decât media. Hai să nu mai pierdem timpul și să începem! Să începem cu răspunsul la întrebarea de câte feluri poate fi o medie mobilă. Există două categorii principale. Medii mobile simple pe care le vei găsi în charturi sub numele de MA de la Moving Average și uneori SMA de la Simple Moving Average și doi medii mobile exponențiale pe care le vei găsi sub numele de EMA de la Exponential Moving Average. Acestea două sunt cele mai folosite, mai sunt și altele, cum ar fi Smooth Moving Average sau Media Mobilă Ponderată, dar sunt suficiente acestea două pentru ce avem noi nevoie. Sincer, nu am auzit până acum pe cineva să amintească în analiza sa altceva în afară de MA sau EMA. Deci ne vom rezuma la Simple Moving Average și Exponential Moving Average. Și iată că am început deja, dar nu am răspuns mai întâi la întrebarea de bază. Ce este o medie mobilă? Păi, după cum spun cele două cuvinte, o medie mobilă este o medie și anume media prețurilor de închidere ale lumânărilor. Care medie este mobilă, adică se mișcă odată cu evoluția prețului. Simplu, nu? De exemplu, o medie mobilă de 5 perioade va avea valoarea din prezent. Calculată ca media ultimelor 5 închideri ale lumânărilor de preț. În acest exemplu avem prima lumânare verde care închide la prețul de 1 dolar, a doua lumânare verde închide la 2 dolari, a treia la 3 dolari, a patra la 4 dolari, iar a cincea este o lumânare roșie care coboară și închide la 0,5. Dacă adunăm aceste 5 cifre, obținem rezultatul 10,5. Iar pe acesta îl împărțim la 5, adică la numărul lumânărilor pe care le-am luat în considerare. Așadar, în acest moment, media mobilă de 5 perioade se află la 2.1, care este rezultatul lui 10,5 împărțit la 5. Dacă următoarea lumânare ar fi din nou una verde, care ar închide din nou la 2, ca să aflăm noua valoare a mediei mobile de 5 perioade, nu o mai băgăm în seamă pe prima, cea de 1 dolar, și adunăm ultimele 5 lumânări, adică 2 cu 3 cu 4 cu 05 și din nou 2 și obținem 11,5. Iar 11,5 împărțit la 5 ne dă noul rezultat. Media noastră mobilă se mută puțin mai sus la 2,3. Așadar, după cum poți observa, media mobilă se mișcă odată cu prețul. Adică este mobilă. Un simple moving average ia în calcul doar ultimele n perioade, să zicem ultimele 20 sau 50 sau 100 sau 200. Deci, toate datele se resetează automat ca să include în calcul doar ultimele N lumânări. Toate intrările sunt ponderate în mod egal, iar traderii consideră adesea că cele mai noi date disponibile sunt mai relevante în evoluția prețului, ceea ce Simple Moving Average nu face. Așa că, această limitare a mediei mobile simple a fost rezolvată prin apariția sau prin existența mediei mobile exponențiale, cel de al doilea tip de medie mobilă de care spuneam puțin mai devreme. Deci care este totuși diferența între exponential moving average și simple moving average? EMA atribuie o mai mare pondere și valoare celor mai recente intrări de preț, așadar sunt prioritizate cele mai recente date. Calculul unei medii mobile exponențiale este mult mai complicat și nu cred că are sens să îl dezbatem sau să-l explicăm aici, întrucât nu ne interesează practic decât ce știe ea să facă sau mai exact diferența între ea și media mobilă simplă. Și spun asta întrucât acest calcul este făcut automat de indicatorul de pe grafic. Exponential moving average este mai sensibilă la modificările mai recente de preț, la fluctuațiile bruște ale acestuia sau la inversări de trend, fiind considerată din acest motiv mai rapidă decât simple moving average. În special traderii care lucrează pe timeframe-uri mai mici folosesc în mod frecvent EMA-uri. Bun, Acum că este sper clar de unde știm câte lumânări sau perioade să luăm care per. Ei bine, ideea e că practica de tranzacționare generalizată lucrează cu anumite perioade sau seturi de lumânări care s-au dovedit a fi de încredere și relevante în trading. Și aici avem 200 de perioade, 100 de perioade, 50 și 20 de perioade. Unii trader folosesc și alte seturi cum ar fi 21 sau 55. Până la urmă, nu există adevăr absolut și nimic 100% eficient sau sigur. Repet încă o dată: tradingul înseamnă aproximări sau estimări ale viitoarelor prețuri, pe scurt, calcul de probabilități. Datele istorice trecute pe baza cărora se face analiza tehnică sunt doar un ghid imperfect al necunoscutului care va fi mâine. Nimeni nu cunoaște viitorul. Dar hai să nu divagăm. Revenim la numărul de perioade folosite de traderi. Media mobilă de 200 de perioade, mai ales pe time frame ul daily sau weekly, ne dă direcția macro a acelui activ. Adică dacă suntem în general în bull market sau bear market, cu o probabilitate foarte mare să fie exact. Este foarte utilă investitorilor pe termen lung, cărora nu le pasă de prețul zilnic sau chiar săptămânal al activului preferat se uită doar la momentele importante. Prețul a trecut peste sau sub EMA 200. De exemplu, EMA 200 pe daily sau weekly pe Bitcoin în trecut ne-a oferit o imagine destul de clară despre direcția pieței pe termen lung. De exemplu, din noiembrie 2018 până în aprilie 2019, lumânările de weekly s-au închis sub EMA 200 și am fost într-un bear market. Apoi din iunie 2019 până în iunie 2022 am avut închidere de săptămână peste IMEI 200 și am fost într-un bull market. Din martie 2022 prețul a început să scadă abrupt, iar dar abia în iunie 2022 a spart în jos IMEI 200 și până în martie anul acesta am avut închideri sub IMEI 200 pe weekly, ceea ce ne-a confirmat bear market -ul. Observați de asemenea și RSI-ul, care în momentul în care ajunge sub nivelul de 30, avem o extra confirmare a începutului perioadei de bear market. În prezent, în acest moment, avem deja câteva lumânări care s-au închis peste IMEI 200 pe weekly și daily, ceea ce ne poate duce cu gândul că un nou bull market a început deja. Dar să nu ne îmbătăm cu apă rece situația macroeconomică cu uh, inflația încă sus, războiul din Ucraina sau tensiunile din Taiwan, țin încă investitorii precauți și cred că e prematur să credem că am intrat deja într-un alt bull market adevărat, deși Bitcoin a trecut din nou de 30.000 de dolari și suntem pe daily și weekly peste IMA 200.